Bună, dragilor, am venit cu un tort din ăla simplu, de casă, ușor de preparat, perfect pentru orice zi a săptămânii. Primul pas, dragilor, este să mixăm albușurile. Eu aici am pregătit 8 albușuri în care adaug 50 de grame de zahăr și vom mixa până obținem o spumă densă, o bezea. Separat mixăm gălbenușurile, 8 gălbenușuri, cu 50 de grame de zahăr. La fel până obținem o spumă densă. În gălbenuș adăugăm 25 de grame de unt la temperatura camerei și 150 de grame de făină. Mai adaug și 10 grame de praf de copt. Și acum vom omogeniza compoziția. Am pregătit o formă rotundă de 23 cm diametru. Dacă doriți tortul să fie mai înalt, puteți folosi o formă mai mică. Și atunci o să obțineți un tort mai înalt. Dar eu sunt așa, mai de modă veche și fac torturile, le fac diametru mare, dar nu le fac foarte înalte. Nu mă pot obișnui cu noile trenduri, să zic așa, cu torturile astea înalte. Nu-mi plac așa de mult și le fac așa, după moda aia, așa, cum sunt eu obișnuită. Și acum, în bezea, adaug în jur de 150 de grame de nuci. Cu cuțitul un pic le-am mărunțit. Le incorporăm în bezea. Așa. Acum, toată bezeaua o punem deasupra. Între timp încălzim cuptorul la 150 de grade. Cuptorul îl punem la încălzit în momentul când începem să lucrăm cu primul strat, da? Când aranjăm în tavă, atunci deja pornim cuptorul ca să-l avem preîncălzit atunci când punem blatul la copt. Așa. Bat un pic de blat să se așeze bine. Așa. Și acum, cu lingură, am să fac niște valuri. Niște creți, le zicem, da? Sau valuri. Așa. Și acum, frumusețea aceasta, o trimitem la cuptor la temperatura de 150 de grade pentru o oră. Și acum pregătim crema. Avem nevoie de 700 ml de lapte. 200 ml le păstrez aici și 500 ml le pun la fert. Am adăugat 4 ouă. La mine ouăle sunt mici. Dacă aveți ouă din alea mai mari, puneți doar 3 ouă. Venim cu 100 de grame de zahăr și 100 de grame de amidon. Țin să precizez, eu cantitatea de zahăr am înjumătățit-o la jumate, deci normal la crema aceasta foloseam fie 180 de grame, am unele rețete chiar cu 200 de grame de zahăr. Încerc să-mi învăț copiii cu mai puțin zahăr și la rețete, dacă ați observat, am început să scad cantitatea de zahăr. Deci dacă iubiți mai dulce, puneți mai mult zahăr. Dar vă zic că este suficient, că deja am ceva timp de când am început să scad cantitatea de zahăr și nimeni nici n-a observat. Așa. Amestecăm bine să nu avem cocoloașe și trecem la pasul următor. În laptele fierbinte adăugăm mixul, amestecând continuu pe foc, da, pe plită, fierbem
până se îngroașă. Facem, dragilor, o cremă parfumată. Simplu și bun. În momentul acesta, când obținem o consistență destul de groasă, observați cum arată, se ia de pe foc. Cu o folie alimentară acoperim crema frumos. O lăsăm să se răcească cam 30 de minute, o las aici pe blat. După aia o pun în frigider și o folosesc la timpul potrivit când vom monta tortul. Am lăsat blatul să se răcească și acum o să-l porționăm în două părți. Cu un cuțit bine ascuțit și vreau să scot bezeaua deasupra. Așa, în cremă adaug 250 de grame de mascarpone. Aici puteți adăuga diverse arome care vă plac. Eu am să vin cu un pic de lichior Baileys. Îmi place foarte mult aroma. Și acum voi omogeneza crema. L-am pus într-un cerc să ne fie ușor să montăm. Și acum vin cu crema. Crema e suficient de umedă. Eu nu adaug niciun pic de sirop la blat. Dacă doriți, puteți să-i puneți. Eu nu simt nevoia la tortul ăsta să-l însiropez. Acum aduc și blatul celălalt. Îl aranjăm frumos. Așa. Între timp am pregătit o glazură de ciocolată sau puteți topi o ciocolată. Și vin cu un pic de glazură. Da, zighi. Și acum îl trimit la frigider pentru cel puțin 3 ore. Apoi venim cu testul să vedem ce am obținut. Haideți să facem testul. Asta îmi place partea cea mai mult. Când testăm, să vedem ce a ieșit. Se taie frumos. Asta e un semn că îmi place, când scoatem felia frumoasă. Așa se prezintă, dragilor, și felia. E un tort delicios, cremos, simplu de preparat. În 4 ore e și mâncat. V-am pupat, dragilor!